Ugema execută această lovitură de colț la colțul lung și este gol Petrolul! Cine altul? Daniel Oprița deschide scorul cu 5 minute înainte de finalul primei reprize. Un gol foarte, foarte important și un moment perfect pentru a înscrie. Oprița reușește golul cu numărul 8 în Liga 1. Plasament excelent la această fază pentru Daniel Oprița. Iată faza, Bugema pentru prima dată centrează în altă zonă decât cea de la colțul scurt și s-a dovedit o alegere mai mult decât inspirată și Vali Negru era lângă Oprița. O reluare perfectă cu pământul decisiv al portarului Povilas. Da, pleca din poziție regulamentară grozav. Își face mingea aici puțin cam lung, cam așa a reușit să înscrie cu Rapidul. Aici a preferat să caute o pasă și a fost inspirat. 1-1 și se joacă. Lovitură liberă, vine și Bicana, vine și Alvaro Silva. Petrolul nu se mulțumește cu o remiză. Are 20 de minute la dispoziție să forțeze. Deviere pe spate Bicana acum pentru Bugema. O centrare pentru Dina și gol! Gol Petrolul! Încă o dată, toată faza, tot el a deviat pe spate. Mingea respinsă în primă fază, nu tocmai convingător. Are timp Bugema să centreze. O reluare din nou blocată a lui Dina și până la urmă vine și golul. Păcurar acum pentru Coban. Picior ridicat prea mult. Execute Adrian Cristea. Cel mai important moment al partidei pentru el. Cristea! Gol! Iată execuția lui Cristea. Păcălit Povilas. Cristea n-a jucat deloc bine în această partidă, însă se revanșează cu această lovitură de la 11 metri, executată excelent.